În cadrul evenimentului organizat de Camera de Comerț și Industrie Argeș, dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea acesteia, printre invitați s-a aflat și primarul Tudor Pendiuc. Acesta a vorbit despre stadiul proiectului de parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Argeș. Proiect de parteneriat prin care Camera de Comerț și Industrie să vină să realizeze un pavilion expozițional de stăinui acum în zona sălii sporturilor, ceea ce pentru noi și a stadionului, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult. Fiind un eveniment ce a marcat primii 150 de ani de existență a Camerei de Comerț și Industrie, printre mesaje au fost adresate și câteva gânduri frumoase la acest aniversar. Felicit pe toți lucrătorii de-a lungul timpului. Cu pregădere însă pe actuala conducere a Camerei de Comerț și Industrie, care a reușit într-un interval destul de scurt să schimbe fața Camerei de Comerț și Industrie. Deja un sediu nou, un sediu modern, deja au contacte numeroase în afară și în interior, deja lucrează cu noi, cu autoritatea locală și cu comunitățile locale.